De la an la an, numărul celor care aleg să-și comande mâncare la domiciliu este în continuă creștere. Trendul este în ascensiune și în rândul tinerilor care preferă confortul, ajutați de tehnologie și de platformele online de livrare la domiciliu. În anul 2018, numărul comenzilor la domiciliu a crescut cu 130% față de anul precedent. Cea mai aglomerată perioadă este cea a sezonului rece, lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Lipsa timpului și oboseala sunt doar două dintre motivele care îi determină pe studenți să-și comande mâncare la domiciliu. Mai comod, că când mai ești obosit, când ai chef să ieși din casă. Dacă am foarte mult de învățat pentru un examen sau ceva, nu am timp să gătesc și atunci apelez la asta. Pentru că e mai lejer. Există și studenți a căror prima opțiune este gătitul în propria bucătărie. Nu-mi comand mâncare acasă, eu îmi prepar acasă, îmi cumpăr ingrediente de la magazin. Nu comand mâncare de la restaurant. Nu prea. Mănânc în oraș sau mâncare gătită, nu prea comand. Nu comand pentru că în primul rând mi se pare mai sănătoasă mâncarea de acasă, e mâncare gătită. Și în al doilea rând pot să-mi fac eu, dacă chiar e necesar. Curierii care livrează mâncare la domiciliu spun că nu duc lipsă de comenzi, indiferent de sezon. Eu, cum tocmai ce am început, fac undeva la 7 comenzi, dar încep să mă ridic, că nu. Abia a început sezonul pentru mine și încerc să mă acomodez cu pizza, cu traseele, cu oamenii, cu tot. Modalitatea preferată de plată a clienților în 2018 a fost cea în numerar, în proporție de 75%.